Cei cinci bărbați cu vârste cuprinse între 16 și 22 de ani spărgeau frecvent case de pariuri care dețineau televizoare LCD și alte aparate performante. Aceștia au început activitatea infracțională ce vizează casele de pariuri din luna decembrie 2013 și au reușit, într-o perioadă scurtă de timp, să producă un prejudiciu de aproximativ 35.000 de lei. Hoții nu aveau o strategie prea inteligentă de acțiune. Ei intrau în mod banal în agenții, forțând ușile de la intrare, ridicau bunurile și apoi fugeau. Obiectele sustrase erau comercializate ulterior în mod ilegal. În urma plângerilor depuse de păgubiți, oamenii legii s-au sesizat și au descins la locuințele suspecților. La domiciliile acestora, anchetatorii au găsit mai multe dovezi incriminatorii și i-au reținut pe bărbați. Cele cinci persoane reținute în urma perchezițiilor domiciliare efectuate la data de 16 februarie 2014, bănuite de comiterea mai multor furturi din societăți comerciale, au fost prezentate la data de 17 februarie 2014 judecătoriei Constanța, ce a emis pe numele a trei dintre aceștia mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Pentru unul s-a dispus punerea în libertate sub control judiciar, iar pentru ultimul dintre aceștia măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.